Păi da, pusti mai, dar de ce nu mă las să intru? Я должна пойти проверить, у меня люди слепые пришли на обед, они греют обед, я отвечаю за газ. Окей, если они сейчас взорвутся, а как вон, я останусь? Вон, если слепой, я ищу лауш, я кум интро. Так вини слепой лауш, я кум интро. Де чин куй уша? Не закрывайте. Де чи сын куй уша, домну шеф, ну виспари скандалос? Cum să iasă oameni? Dacă femeia ce e leșină acolo? Dacă femeia e leșină acolo, stau oamenii aici la ușă sau afară și nu poate să iasă. Oamenii ăștia poate să moară, uitați-vă, au gratii la geam, ei nu poate să iasă. În caz de cutremur, în caz de incendiu, în caz de explozie, cum iese? Dacă e încuietă ușa. Filmează. Păi de ce să încuie ușa? Dar e omul nevăzător. Omul nevăzător, el împinge de ușă, ușa e încuietă, la puc panica și moare înnădușit acolo. Da, din casă, cum, din hai sunăm la pompieri că vă bateți joc de oameni ăștia, e condamnat să moară încuiet. Sunați. Eu o să sezez, cum se cheamă, centru acela de poftim situații de urgență. Poftim. Vă bateți poftim joc de oameni ăștia, e sechestrat și îi supuneți la riscuri. Poftim, care riscuri? Riscul de a muri asfixiat, da, de a muri panicat. Da. De-a murit sub cutremur. Da? De ce încuieți ușa într-un spațiu de acces public? Acolo trăiesc oameni. Da. Trăiesc păi oameni. Nimeni nu spune că nu trăiesc oameni. De ce încuieți ușa? Că sunt între oameni străini care n-au... Care străini? Dar oamenii ăștia nu poate să primească vizitatori. Oamenii ăștia nu poate să primească vizitatori, presă. Ai vizitat la cineva? Da. La cine? La etajul 3. La etajul 3 și da, avem etajul 3. Ei mă duc la etajul, la partier, să văd ce faceți la partier. Nu, cum trăiesc oamenii la partier. Ia că vreau să văd cum trăiesc oamenii. La niște oameni. La care? Ia ca la așii dinainte. La care? Cum îi cheamă? Treaba lor, ce să mă întreg? Vreau să văd ce ușă. Aici să-i cămin ca la orice instituție, ca cum sunt la licei, la care tot vă întreabă unde vă duceți. Să-i cămin la centrul de reabilitare. Am înțeles. Da? Ok. Tot pentru asta, pentru asta vă dat bani Slovacie și cu Turcie, ca să vă bateți joc de oameni, să-i cuieți ușă. Vă cam bateți joc la de oameni și îi puneți în pericol. La cine ați venit, dar ce-ți mai schitește? E treaba mea și amanța mea pe aici. Eu vă spun că acum ați să închidă ușa. Da, iară? Deja nu o să mă surprindă că văd că încuieți oamenii. Nu, eu am să spun că n-aveți acces, că dumneavoastră ați venit. Dar eu o să le spun la turci și la slovaci. În ce au investit? Și o să